Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, ia slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tată, în această dimineață, dă-ne să înțelegem. Așa cum am citit ieri, Domnul Iisus a deschis mintea acestor doi ucenici din Emmaus, că ei să înțeleagă Scripturile. Și noi astăzi avem nevoie să ne atingi mintea ca să înțelegem anumite părți ale Scripturi, să înțelegem Scripturile. Și mă rog să ne deschizi mintea să înțelegem Scripturile, Doamne. Amin. Ieri am terminat spunând un lucru și ar trebui să completez totuși ce am vrut să zic prin asta. De multe ori m-auzi vorbind despre oameni religios, nu într-o lumină foarte pozitivă prin tonul de fapt care îl folosesc. Și tatăl meu îmi spunea, tatăl meu pământesc îmi zicea, dacă vrei să înțelegi spusele unui om, trebuie să înțelegi puțin istoria lui. Am o anumită, cum să zic, hai să o spun frumos, am o anumită alergie la religie. Și o să înțelegi, adică o să explic ce definesc eu, ce vreau să spun prin religie. Acel aspect întunecat al religiei. Că de fapt religie în sine este un lucru bun, dar, de exemplu, ieri am terminat zicând, dacă nu înțelegem împărăție, suntem condamnați să fim religios. Că mă refer la partea întunecată a religiei. Că există și o parte bună a religiei, dar de fiecare dată când o să aud că vorbesc de religia sau oameni religios într-un mod negativ, mă refer la fațeta negativă a religiei. Că există și una bună. Dar, provenind dintr-un mediu foarte religios, având în vedere că am fost și personal un om foarte religios și văzând și ce pagube și ce rău poate să facă parte întunecată a religiei, sunt alergic. Face parte din trecutul meu. Mă supăr destul de repede când văd că oamenii, de exemplu, pun preț pe tradiții și nici nu înțeleg principiile sau în ce context tradițiile respective au fost create și pentru ce. Dar doar le fac pentru că trebuie. Mă supăr destul de repede când religia, o parte a religiei vrea să-mi spună nu cauta să înțelegi, tu doar faceți, spune, îmi zic, nu, trebuie să înțeleg. Nu accept asta. Am acceptat asta înainte, dar am fost bine păcălit. Nu mai accept așa ceva. Trebuie să înțeleg. Și acum aș vrea să dau un exemplu. Și probabil mâine începem din nou să vorbim despre, continuăm despre, o să vorbim despre Balac, Balam. Balac și Balam, un aspect despre care nu am vorbit în această întâmplare, unde n-am ajuns încă. Dar destul de important. Dar ce înțeleg prin omul religios? Dar în conotație, ca să zic, negativă. Că religia în sine este bună. Dar cred că noi oamenii am făcut, o facem din ea uneori un lucru care nu este neapărat bun și care chiar uneori poate distruge și face foarte mult rău. De exemplu,
Domnul Iisus spune la farisei lucrul respectiv, era oameni religios, și le spune, voi nici nu intrați, dar nici nu lăsați pe cei care vor să intre. Ok, hai să citesc, nu e textul care vreau să încep, dar hai să, dacă tot am zis de el, în Matei 23, și la versetul 13. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Wow! Deci există oameni care poate să închidă acces la împărăția cerurilor. Domnul Iisus nu zice aici, voi încercați, nu nu zice, voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea. Și nici pe cei care ce vor să intre, nu îi lăsați să intre. Deci există anumite oameni care pot împiedica, care pot închide împărăția și la celor care vor. Știi cum? Prin religia oarbă. Pentru că tot în acest capitol, Domnul Iisus le repete acest lucru, le spune, versetul 16, vai de voi, povățuitor orb. Asta e daună care poate să facă religia, această parte întunecată a religiei. Unii nu intră, dar nici nu lasă să intre mulți oameni sinceri care vor să se apropie de Dumnezeu, care vor să-L cunoască pe Dumnezeu, dar nu sunt lăsat. Pentru că există anumite povățuitori care deja și ei sunt orbi. Deși sunt orbi, vor să aibă control. Seigneur. Asta deja este o parte întunecată a religiei. Te-ai fi gândit că oameni din lume, vameși sau nu știu ce, ar împiedica oameni să intre. Nu. Chiar oameni religios împiedică pe alții să-L descopere mai mult pe Dumnezeu. Oameni religios. Eram la liceu, aveam poate 17 ani, și zi de zi dimineața mă trezeam pe la ora 4, când întârziam era ora 5. Pentru a lauda pe Dumnezeu, am rugat, a citi. Și într-o zi, pentru că mă rugam în sufragere, când camera mai era o persoană, o rudă, nu mă rugam în camera. Și atunci mă duceam în sufragere. Într-o dimineață când am mers în sufragere, era foarte devreme, adică în ziua respectiv chiar trebuia să fie ora 3. Nici nu era ora 4, era ora 3, mi-amintesc foarte bine pentru că participam la un lanț de rugăciune de 24 de ore. Adică 24 de ore non-stop pentru nu știu câte săptămâni a fost. Ne rugăm pentru un lucru, anume era un eveniment. Așa că m-am trezit la ora 3, dar la ora 3 când m-am trezit, în sufragerie, era unchiul meu cu un prieten, ieșiseră ei de la club, discoteca, restaurant, nu știu cum se numește asta. Și după ce au fost acolo, au venit și la ora 3, erau 13. Și atunci am zis, stai puțin, unde m-am trezit când am mers, i-am văzut. Am zis, ok, nu pot să mă rog aici, că e deja ocupat. Și atunci am ieșit din casă
Exact, la Ishiraka, c'est un fait de nom de mi à sa véranda, ça. On fait des fouichoirs, doit que mieux fouichoirs que les gars de Koukassa, là, là, une traire, une fille. Chirafara, chaque fois, ils ont respecté Mamrougat, Amkentata, Mamrougat. Chacun a terminé, a mis trat, une casse. Il a tout à coup, c'est probable. Prêtez-nous un cul, mais on l'a entrebattu, un cul, on dit, tu fais, tu coupes, là, c'est la hora, c'est chez nous, comme il a dit, c'est pour être, c'est roi. C'est un mot respectif, bien, quand on nous cul, bien, et voyez tout, ou non, car il m'a déjà, il est religieux, mais déjà, la bisérique. Quand on m'a repris, t'as dit, je t'ai glen que, si nous, nous regardons, si nous, nous avons acheté un peu de Dieu, t'as tu fais, tu es pas exagéré. Comme si tu es un adulte. Tu ne vas qu'à rétribuer des femmes, ça m'en drepte de bine. D'ailleurs, vraiment, ça le connaît, peu de Dieu, mais moult. D'ailleurs, je dis, non, il est pas exagéré, tu vois. Je suis non, il m'a déjà. Il y a des fois, il m'a déjà la bisserie. Je dis, non, il est pas moult, il est pas moult. Ah, ça fait quoi, mais on est religieux. Commentaire, c'est le look, le cas, il dit, tu nous l'enseignes. Il y a le musique que le connaît, je te peux dire. Que si quelqu'un crée dans Dieu, dans le convainc de que tu fais un miracle chez d'ailleurs ni je ne sais le jam tu fais un homme religieux c'est un homme crée dans Dieu a réanimé tes connaissances dans nous intelligent lucre les naissances ça y est une essence nous merge in a dunk chatouche de multe autres c'est un peu comme une religieuse. Uneori chiar se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu, pentru că nu înțeleg. Hai să citesc încă un text și o să închei. În Luca 13, Domnul Iisus nu ne-a chemat să fim religios, ne-a chemat să avem impact. Da. Voi sunteți Lumina lumii, voi sunteți seara pământului, dar suntem chemați să avem impact, nu să fim religios. Suntem chemați să înțelegem tainile împărății, nu să fim religios. Luca 13, versetul 10. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbuva și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slava pe Dumnezeu. Iată o femeie de 18 ani are o problemă în viața ei. Acum, nu știu dacă de 18 ani venea la sinagogă, dar e clar modul cum Domnul Iisus vorbește despre ea și zice și ea care este o fiică a lui Avram. Deci, cred că o femeie cum se cade care crede în Dumnezeu, deci nu cred că a fost prima zi la sinagogă. Probabil a mers acolo ani de zile. Și vine Iisus Hristos, cuvântul făcut trup. Și perturbă un pic programul. Pentru că aș vrea să-ți spun, în programul sinagogii respectiv, nu exista un timp de rugăciune pentru bolnav. A, poate să zică, Doamne, ai milă de cei care sunt bolnavi. Nu, nu, mă refer, nu există un timp în care să se ridice un om, să se ducă către alt om și zice, fii vindecat și pe loc omul să fie vindecat. Nu există în programul.
sinagogii. Deci când Domnul Iisus face acest lucru, să știi că el perturbează un pic programul religios. E o întrerupere acolo. Bun. Dar această întrerupere, chiar dacă nu era așteptat, chiar dacă nu era în programul sinagogic, iată o femeie care suferă și acum că este liberă și Biblia zice, ea îl slava pe Dumnezeu, deci aduce slava lui Dumnezeu și cred că în acea zi, nu știu dacă cineva a dus așa slava lui Dumnezeu cum a dus ea, pentru că ea avea o, cum să zic, abia era eliberată de o problemă de 18 ani, nu 18 zile, nu 18 săptămâni, nu 18 luni, 18 ani. Ce scară de bucurie putea să aibă? Ce laudă la adresa lui Dumnezeu putea să aibă? Ceva foarte autentic. Numele lui Dumnezeu era proslăvit. Un lucru care trebuie, nu e așa să se facă într-o biserică, dar într-o sinagogă, dacă vreau să fiu mai corect și mai precis. Însă, întâmplarea nu se oprește acolo. Biblia continuă și ne vorbește despre fruntașul sinagogii. Șeful. Bine, nu chiar șef, dar înțelegi. Cel care avea autoritate. Da? Biblia zice așa, 14, dar fruntașul sinagogii, mâniat. Cum poți să te mâni când un lucru așa bun s-a întâmplat? Dar fruntașul sinagogii, mâniat, că Iisus s-a vărșit revindecarea aceasta în ziua sabatului. A luat cuvântul și a zis norodul. Sunt șase zile în care trebuie să lucrezi omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Ca și cum el putea să vindece. Știi? Veniți celelalte zile ca să vindecați. Păi stai puțin. Omul ăsta, Iisus Hristos, care vindecă, nu vine neapărat în fiecare zi în sinagoga noastră. Și atunci în ziua care vine, nu ar trebui să profităm. În fi. Dar Domnul Iisus i-a răspuns și l-a confruntat. Și asta este problema cu partea întunecată a religiei. Uneori fără să ne dăm seama, devenim fațarnici. Nu că vrem, nu cred că, de exemplu, fruntașul sinagogii s-a trezit o dimineață și a zis vreau să fiu un fațarnic. Nu cred. Dacă nu suntem atenți, acolo ne duce religia. Fațarnicilor, versetul 15, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezlagă fiecare din vor boul sau măgarul de la iesle și îl duce la dapăn? Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram și pe care Satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegat de legătura aceasta în ziua sabatului? Care de fapt e ziua de odihnă. Ea oare putea să aibă odihnă cu o legătură lui Satan? Nu. Dar în ziua de odihnă, Dumnezeu o pune să intre în odihnă lui. Dar omul religios nu înțelege toate aceste lucruri. Și se supără. Că nu înțelegem principiile împărăției, suntem condamnați să fim niște religioși. Care o să ținem cont de anumite detalii fără să vedem imagine de ansamblu, fără să vedem oare Hristos este proslavit aici, oare Dumnezeu este înalțat aici. Nu, nu, nu. O să ne uităm la micile noastre tradiții, la chestiile la care ținem mult, dar nici nu știm de ce. Nici nu știm de ce. Asta face religia. Fruntașa sinagogii, nu numai s-a supărat, dar în loc să atacă, așa a avut îndrăznele să vorbească. Să vorbească în orodul. Nu. Veniți celelalte zile, nu în ziua aceasta. Cu alte cuvinte, nu. Nu respectați sabatul. Domnul Iisus zice, tu ești un fațarnic. Sunteți fațarnici. În ziua sabatului,
animalul vostru aveți grijă de ea, de el. Și ea fica lui Avram, în ziua sabatului, să nu fie liberă. Să nu fie liberat. E foarte important. Există copiii lui Dumnezeu care se supără împotriva unor lucru doar pentru că nu înțeleg. Se supără împotriva ceea ce e ieșit din comun doar pentru că nu înțeleg. Se supără împotriva unor manifestări doar că nu perturbează programul clasic de sâmbătă, în sinagogă. Sau de duminică, dacă vrei. Și se supără. Dar nu înțeleg ceea ce este în spate. Când nu înțelegem principiile împărației, o să fim religioși. Oameni cu anumite cunoștințe de Scriptură, oameni cu dorința de a se apropia de Dumnezeu, cum era acest fruntaș a sinagogii, dar fără impact. Și uneori cu pericolul chiar să ne împotrivim chiar lui Dumnezeu, pentru că nu înțelege. Deci nu avem de ales. Trebuie să ne dăm silință, trebuie să ne rugăm, dar trebuie să înțelegem această împărăție minunată și principiile cu care funcționează. Mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvinteze.